Hello, hello, 9:32 de minute. Printre suflete aflate în carantină este și Randy, că da, coronavirusul nu ține cont nici de ochii verzi, nici de prietena ta, nici de niminea. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Neața! Ce faci, Randy? Ești izolat? Carantinat sau izolat? Nu, izolat. Dar nu prea face diferența între cuvintele astea două și e o diferență așa, păi asta zic eu. A se specifica, deci ești izolat, nu carantinat, nu ai nimic, ești safe. Autoizolare, da, de aproape o lună. Cred că mai am câteva zile și fac o lună. Nu știu ce să fac de ziua mea de o lună de zile, știi? Dar te-ai întors de undeva? Ai fost plecat în afara granițelor? Nu am mai apucat să plec în afara granițelor, exact pe data de 12, când începea, 12 martie, da? Da. Când începea să ia foc în țară treaba asta, noi trebuia să plecăm. Fix în data de 12, ambasada Thailandei a dat un comunicat că nu mai acordă viza on arrival, deci să poți să ții viza în aeroport. Și noi n-am mai putut să plecăm, efectiv. Fix în ziua în care trebuia să plecăm, am realizat că nu se mai poate. Pe principiu, hai să despachetăm acum. Na, ce să facem? Nici măcar nu apucasem să împachetez. Deci atât de rău. Da, și țin minte că vorbeam și cu Laura, care era în Bali, și noi trebuia să ajungem în Bali pe 24 și ne ruga efectiv, haideți, veniți, să fim mai mult, să nu știu ce. Apoi am început să explorăm mai multe variante și puteam să plecăm până la urmă, dar plecam cu ideea că nu știm cât o să stăm. Da, și când te întorceai, Randy, tot acolo ajungeai, trebuia să dea declarație pe răspundere când intrai în țară. Da, unul în izolare, 3 luni în Bali și alta. Am înțeles. Deci e o diferență. Da, corect. Asta acum lasă, că nu s-a întâmplat nimic rău, ba din contră, ai mers mai departe, notele muzicale nu s-au schimbat, ingredientele din bucătărie nici ele. Ți-au dat de lucru oamenii cu COVID-19 și bine au făcut, dacă ar fi să vedem și partea bună atunci când vine vorba de creativitatea artiștilor. Tu vrei să ne zici că dacă lași muzica deoparte te faci șef, Randy? Nu vreau să zic asta, nu o să las muzica niciodată deoparte, mai degrabă aș face ceva cu sportul. Aha. Și apoi cu, nu sunt atât de priceput în bucătărie, chiar dacă iau ochii oamenilor cu niște story-uri, nu sunt atât de priceput și mai fac și greșeli. Pentru că nu am baza aia, știi, când ai o bază în bucătărie poți să începi să improvizezi și să faci chestii de la tine. Eu încă nu am ajuns acolo, dar am câteva rețete care într-adevăr îmi ies foarte bine și sunt lăudate, dar cu două rețete nu se face primăvara. Absolut. Și nici nu trece COVID-ul. Putem încerca cu trei, Randy, pentru că sunt eu, Alex și tu. Ai mâncat? Ai luat micul dejun? Nu am luat micul dejun pentru că eu în general înainte de micul dejun alerg. Fac sport. Aha. Mi-a făcut o cafea. Da. Pe surprinderea mea. Pe surprinderea multora, Randy, titlu, bea cafea dimineață. Beau cafea, eu nu beau cafea și nici nu fac cafea și mi-a făcut o cafea care e o poșircă, efectiv. Adică nu știu să-mi fac cafea. Ok. Și n-are gust de cafea, efectiv. Eu apă, ori n-am lăsat-o destul, ori e multă. Ai făcut-o la ibric sau la filtru? Am făcut-o la ibric. E apă ornamentală, puteți să o numim așa. Da, ai spălat un pic de zaț. Da, apă maro. Sper să aibă un efect. Pune un pic de frișcă lichidă. Nu m-am mai trezit la ora asta de când eram mic. De când veneai la matinal, la București FM. Exact, și a trecut ceva vreme. Dar mă simt un pic împușcat așa. Cu alergatul, cum stai? Pe la ce oră alergi dimineața? Ce înseamnă dimineața la tine? Stai să o luăm altfel. Pe la un 9, pe la un 10, cam așa. Adică acum, după ce închizi cu noi, ești la alergat? Direct. Bun. Și la micul dejun, dacă am venit acum la tine la masă, ce ne-ai recomandat pentru dimineața? Adică ce ne-ai gătit? Am două variante. Ori cereale. Am un mix de cereale pe care mi-l fac eu cu lapte de quinoa, ovăz, orez, soia. Sau ouă sau omletă, un pic de cașcaval, într-un wrap cu avocado. Și cam atât. Am avea de ales? Deci dacă vrei cereale, Alex, în dimineața asta zic Marele Alexander. Precum și eu sunt Alexandru, precum papagalul ăla verde și... Bă, să știi că ai să râzi, am un coș în bucătărie, Randy, ți-am încălcat pe urme, plin cu chestii de genul ăsta, cu quinoa, cu... Mai fac iaurt dimineață, cu miere, cu goji. Bine, uite... cu... De asta am uitat total de granola cu iaurt. E, vezi? Făcea enorm de mult.
Mamă, știi cum îl făceam? Era și felul 1 și felul 2 și desert. Așa de bun era. Pe bune, e un desert foarte bun. Chiar îl recomand. Lăsând dar nu numai faptul... desert. Nu da. Numai desert. Gândește-te că dacă faci 2 iaurturi cu o banană, mai pui și niște fulgi de cânepă, de exemplu, da, da. Care au proteină, mai pui și niște zmeură, o lingură rasă de miere, dacă vrei să fie mai dulce, da. Și un pic de scorțișoară, Doamne, e excelent. Și poți să-l faci de seară, știi, preparatul, să-l lași un pic ca fruct, ca semințele respective să se moaie, a doua zi l-ai perfect. Și un pic de rece, dacă tot ați dat-o pe mâncare, dacă ne strică feng shui-ul, m-am și enervat, îi facem lui Randy testul de bucătar. Fii atent, Randy. Avem aici niște preparate și vrem să ne spui diferența. Deci, eu aș vrea să vă și văd, dar nu vă văd. Mă văd doar pe mine. Deci dacă îmi spui, trebuie să-mi spui preparatele. Păi ți le spun, ți le spun și să ne spui diferența. Diferența dintre gulaș și paprikaș. Păi stai un pic, că tu nu mi-ai înțeles esența. Da, știu, am înțeles să mănânci sănătos, dar cândva speram, cândva ai fost și tu copil. Și ai mâncat gulaș sau paprikaș. Și mai știi gustul. Eu am fost copil, dar n-am copilărit în Harghita. Eu am copilărit în Pitești. Bine! Și în Pitești, la mine nu prea se găteau foarte multe feluri de mâncare, pentru că bunica avea 10 feluri și pe alea le făcea tot timpul. Iar eu nu am fost un fan al bucătăriei românești, deși gulașul nu vine de acolo, cred. Da, da, da. Așa că întreabă-mă de ceva mai tradițional. Bine, mă! Poate bine! Care e diferența dintre lobodă și leurdă? Care fiecare cam ce gustare? Nu știu. Nu știu. Bă, s-a pus cu rău pe noi. Hai că la paprika și gulaș mă descurcam. La lobodă și leurdă. Păi lobodă e mai roșie. Leurda nu e ceapa ciori? Poftim, stai că stai, pe asta mă, nu știu. Sună bine oricum ceapa ciori. Hai că m-ai pierdut la bobotim. Mai da, mă. La leurdă e bine, leurda e nou usturoi. Da, mă, usturoi, e mișto, așa, usturoi are gustul ăla de usturoi, da. Adică puteți încerca. Poți că e mișto. Salată, da. Și mai am una pentru voi. Care e diferența dintre ciorba la grec și ciorba rădăuțean? Nici ciorbă nu mănânci? Băi, n-am mai mâncat, cred că am vreo o lună jumătate, două luni de când. Nu mănânc în general și prefer în general supele cremă de legume, de sparanchel, de broccoli, de cartofi dulci. De linte. De linte, da, bun. De linte, exact, e super bună aia. Excelent. Zi, da. Alex, zi, între ala grec și rădăuțean. Da, mă, că am zis mai devreme. Deci aia la grec are și orez, are Rani. Și orez. Rădăuțeana e ca ciorba de burtă din care ai scos burta. Foarte important de știut. Și deci noi abar n-aveam că supa de pui la grec are orez. Da, are niște orez în ea, pui niște orez. Da, 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 așa se face. Uite, mai aflăm lucruri. Până una alta, ce mai faci tu care ți-e programul în vreme de coronavirus? În vreme de război. Da. Păi care să fie programul? Uite, mă trezesc și alerg. Da. După care îmi fac micul dejun, după care mă arunc în valurile muzicii. A, bun, te pui pe creație. Da, timp în care mă gândesc ce să mai fac în mediul online, ce anecdote, ce discursuri motivaționale, pentru că sunt din ce în ce mai activ pe Instagramul meu și chiar și pe TikTok, e incredibil, dar chiar se întâmplă chestia asta. Ai de mult TikTok? Am de câteva luni, dar nu am fost activ, pentru că mi-e greu să găsesc acele filmulețe care să nu mă facă să arăt ridicol și în continuare să fie amuzante și să atragă lumea. Pentru că nu e un loc în care să fie umorul ăla de bun gust. În principiu sunt chestii și challenge-uri de copii. Băi, dar Rani, mai găsești. Noi ne cunoaștem de atâtea vreme. Uite, o spun și numele lui Alex. Și o spun pe aia dreaptă, că știi că nouă ne place să vorbim pe șleau. Nu suntem, mă, prea bătrâni pentru TikTok, noi ăștia trei care vorbim acum? Nu strică media de vârstă? Eu cred că dacă te uiți în afară și vezi ce oameni au TikTok și ce fac, de exemplu Will Smith, dar bine, sunt altfel de bugete, alți oameni care lucrează acolo, dar sunt niște filmulețe care te lasă cu gura căscată, efectiv. Da. Deci se poate, poți găsi chestia de bun gust și să-i dai o evaluare făcând chestii diferite, dar nu ești Will Smith, adică da, e greu să faci chestiile alea. Da, mă, las, faci și noi performanță cu Loganul. Reuși. În momentul ăla trebuie să-ți găsești un film, ca să zic așa, că tot e la modă exprimarea asta. Da.
și să, să-ți concepi singur challenge-urile și să-ți concepi singur filmulețele, sketch-urile care sunt amuzante și care trebuie să prind și momentul. De exemplu, am făcut un filmuleț despre Casa del Papel pe TikTok. Ai terminat ceva sezonul 4, bănuiesc. Da, ceva de genul suntem salvați de coronavirus, a apărut sezonul nou de la Casa del Papel, care n-are nicio legătură cu salvarea sau cu... Da. Dar din acel moment, de când a apărut, efectiv nu s-a mai vorbit despre virus, ceea ce... Da, măcar ne-a distras un pic, atenția. Da. De la treaba. Și prezent în acel moment cu filmulețul ăla am făcut, nu știu, 20-30 de mii de vizualizări pe TikTok. Ceea ce pentru mine nu e rău, pentru că nu am foarte multă experiență și foarte mulți urmăritori. Asta zic, că poți să găsești chestii, dar nu ești prea bătrân niciodată, pentru că și noi ne jucăm și contează foarte mult să te joci la orice vârstă, că de acolo vine creație. Dacă ai uitat să te joci și ai terminat cu joaca până aici. Hey, și oricum, nu uita vorba aia, diferența între băieți și bărbați. Prețul jucăriilor. Deci, până la urmă... Foarte adevărat. Da. Apropo, hai să-ți facem și ție testul de memorie de dinainte de COVID-19 și să vedem dacă îți mai aduce aminte. Era o vreme, Randy, când mergeam la cinema. Ultimul film văzut la Am cinema. Am uitat, nu mai știu. Nu mă întreba chestiile astea. Mi se pare că a fost în altă viață. Păi tocmai de-aia încercăm să facem un exercițiu de memorie. Mai ții minte care a fost ultimul film văzut la cinema? Băi, spre rușinea mea, fiind și un cinefil, nu a mai fost înainte de criză destul de mult cinema. Și nu știu acum ce film am mai văzut. Și pe mine m-a întrebat. Mare, și am răspuns Titanicul. El a rămas la... Nu. Dar atunci n-a mai fost. Vreau să zic că el a rămas la când îl juca Schwarzenegger pe Terminator, dar încă îl joacă, așa că nu aveam șanse cu asta. Eu-s blocat în Judgment Day, în Terminator 2. Arnold acolo va muri în Terminator, pe bune, o să vedeți. Da? Sigur o pățește. Bun, atunci hai să te ducem în zona care îți place. Ultimul concert la care ai fost și să nu fie al tău, normal. Wow. Ai fost la vreun concert? Cred că toată vară la Neversea, sincer. Mm-hmm. Ok, și ai văzut mai mulți artiști? Am văzut mai mulți artiști, bun. Da. Sunt mai mult fan Antoni, dacă mă întreb. Mm-hmm. Da. Ok, și ultima vacanță în care ai fost? Este ironică întrebarea asta. Da, e răutăcios. În sufragerie. Nu asta era ideea. O să vă spun și de ce e ironică, pentru că eu un an și două luni nu am fost în absolut nicio vacanță. Adică vacanțele mele într-un an și două luni erau două zile la munte sau la mare în weekend. Și eram super entuziasmat de vacanță în care urma să plec pe 12, răbdând un an și două luni. O plănuie. Și mi-am luat o vacanță de două luni și la mine în casă. Da, s-a mutat un pic. Acum... Deci ultima vacanță a fost acum un an și două luni în Thailanda, tot în Thailanda și Bali. Mm-hmm. Deci acolo. Soarta a vrut să se diversifice și nu m-a lăsat să plec în același loc, e clar. Da, mă, e ceva cu locul, e ceva putred în Danemarca, cum se spune. Hai să vezi tu, Randy, la anul, bine, ne vom mai auzi până la anul, dar să vezi cum vor merge întrebările astea, în ce cheie vom prezenta răspunsurile. Ultima vacanță făcută, Lehliu Gară, Olănești, astea, vezi că... Sighetul Marmației, asta o să... N-ai auzit că băile Herculane sunt noul Bali? Da, deci asta o să fie. Unde-ți mai putem pleca? Da, ajunge și mai ușor. Mergem mai intern, așa. Băi, eu mi-am promis așa, după ce ieșim din asta, nimic fancy, îmi iau cortul, mai întâi mă duc la e-mail la Pitești două zile. Ok. După care mi-au cortul și prietenii, am zis că o să fim vreo 7, 8, 9, 10 corturi, ne mergem pe Valea Doctanei, unde am descoperit un loc super mișto. Frumos. În fața lacului. Și după aia în vamă, iarăși, dar nu cred că la fel cu portul. Mergem frumos, pentru că avem atâta nevoie să ieșim din starea asta și să... Avem nevoie de vacanță, efectiv. Adică eu nu simt că sunt în vacanță acum, pentru că nu stau. Niciun moment nu stau. Și ar fi păcat să stai acum când ai mult timp cu tine, pentru tine, pentru noi proiecte, pentru a termina proiectele pe care le ai deja. Nu stau niciun moment, pentru mine nu e o vacanță asta, iar când voi ieși din criza asta, crede-mă că o să-mi iau o vacanță de două săptămâni, care o să fac absolut nimic. Nada! Nimic!
Bun. Nada. E bine că ai, ai ieșit, sau mă rog, că ești productiv, că încă n-am ieșit cu suflete în carantină. Uite că se adaptează. Mă uitam că și reclamele la televizor s-au adaptat, se adaptează și muzica și iată, învățăm să trăim cu minunăția asta nouă apărut. Da, eu nu, acum nu o să scot toate piesele cu subiectul, clar. Să-ți dai seama. Însă am vrut să exprim acest sentiment nou pe care l-am avut în momentul în care am realizat că e serioasă treaba și că o să trăiesc departe de prieteni, familie și așa mai departe. Și am simțit o, nu știu cum să zic, o apăsare, o... era ceva nou pe care am vrut să-l exprim și am fost sigur că oamenii o să rezoneze cu subiectul, pentru că toți simțim asta acum și pentru că oamenii au nevoie de un fel de încurajare. Să le spui că totul va fi bine și că nu sunt singuri, pentru că evident nu sunt singuri. Aici nu mai ține de condiția socială, nu mai ține de bani, nu mai ține de nimic. Dacă ești acasă, cu toții suntem în arest la domiciliu, ne-a băgat COVID-ul așa forțat. Știi cum, eu acum realizăm că dincolo de toate lucrurile superficiale, toată goana după bani, după toată fățărnicia de care suntem străbătuți, din ce în ce mai puternic, sau eram, să sperăm, tot snobismul, toate mesele cu șampanii, cu artific și așa mai departe, au devenit irelevante. Acum ne dorim doar să ieșim din asta, să putem să umplăm liberi, să ne strângem prietenii în brațe, realizăm că lucrurile cele mai simple sunt cele vitale și că restul nu contează efectiv. Da, e perfectă dreptate. S-ar putea să ne trezim din pumn la un moment dat să se întâmple ce ai spus tu, sau nu, să devenim și mai egoiști și mai răi și mai individualiști, pentru că știi ce se întâmplă? Autoizolarea și distanțarea asta care este impusă acum s-ar putea să rămână, să se păstreze și ușor, ușor în timp să uităm cum era, să ne îmbrățișăm prietenii. Eu să... sunt convins că oamenii au acest dar, între ghilimele, că poate să fie și o calitate și un defect al uitării. Dar cred că oamenii care deja erau deschiși către altceva, către o dezvoltare personală, către un nou tip de spiritualitate, ca să zic așa, ei bine, pentru cei cu siguranță perioada asta e benefică, o să îi întregească și nu o să uite. Bineînțeles că restul oamenilor... Da, ei știu, poate să-i înrăiască așa. Da, să scoată ce mai rău. Da, sau să uite. Noi cu siguranță nu o să uităm și sper că din minoritatea care suntem să devenim alt ceva, ceva mai mare. Randy, să nu uiți, General Bertlo 60-64. Abia așteptăm să ne strângem în brațe, așa cum spui și tu, să ne revedem face to face. Da, mai mișto Skype-ul ăsta, dar putem strângi și fără el. Știi adică cum e? Omul aici în carne și oase. Face to face, nu face to face time. Da. Face to face, abia aștept. Cam așa se face treaba. Până atunci însă să știi că ne adaptăm la acest moment publicitar și anume suflete în carantină. Virusul a îndrăznit să umble un pic la muzică, dar nu e nicio problemă că îl prindem noi și avem acte cu jocului. Randy, mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumesc și eu. Stay Baftă, safe acolo sănătate. Și... Da. Ce să ne vedem. Să ne vedem, nu să ne vedem cu mine, doar să ne vedem. Dacă te uiți în zare și vezi, mai ai lac pe acolo, mai ai? Eu nu sunt la studio acum, mi-am luat toate scurile de la studio și le-am băgat în dressing, am improvizat un studio. Tocmai ca să nu mă mai deplasez, să nu intru în contact, să nu-mi iau lendă. Ok. Am zis că dacă vezi doi nebuni pe lac înotând, înseamnă că n-am mai rezistat. Noi suntem, să știi de noi, doar cu un caiac, așa ne plimbăm, că până la urmă... Nu ne întâlnim. În caiac e un metru distanță. E adevărat. Da. O ținem safe. Da, fiecare cu caiacul lui în perioada asta. Mulțumim, Randy. Și Randy, fiecare cu muzica lui, îți mulțumim că ne entertainuiești și în vreme de coronavirus. Să ne treacă ușor. Cu mare drag, oricând facem asta cu plăcere. Pe Randy l-am avut alături de noi în BFM de dimineață. Ascultăm piesa și revenim la tine. Suflete în carantină. BFM de dimineață cu Alex și Marius. BFM.